Jucătoarea de tenis de legitimată la Ceramus Câmpulung, Teodora Mariana, adaugă în vitrina personală trofeu după trofeu. La numai o săptămână după ce s-a impus în turneul de la Râmnicu Vâlcea, Mușceleanca a fost prima și la Curtea de Argeș, acolo unde în weekend s-a desfășurat Cupa Argeș Express. În finala turneului, la 10 ani fete, eleva antrenorului Ciprian Drăgoi a dispus de Flavia Ogrezeanu de la CS Mioveni, scor 2-0, pe seturi 7-6, 7-6. Ah! Tot la curtea de argeș medaliată a fost și Daria Pastoric, și ea sportivă legitimată la CSC Ramus Câmpulung, ocupanta locului 2 la categoria de vârstă 14 ani.